Uitați-vă și agitați în Parlament, am văzut doamna Doina Germă, cu proiecte de lege după ce a fost omorât această copilă tânără, da, de 19 ani, din Orhei, că trebuie apărat femeile. Eu ascult despre apărarea femeilor. Am de văd 10 ani, cred. Apiata asta mă doare. Domnul Gonță, ei n-au organizat nimic, că la noi astăzi mai multe doamne s-au apropiat de mine, mai ales când eram în campanie în teritorie și oamenii după întâlnire mă chemau departe, domnul Sata, că vă rog frumos, ajutați-o, eu nu știu. Iată, cum policistul e cu mătru și nu poate să-i facă nică, ani au bie, m-au ședi cu șomagu, mă bagă, dorm cu cai, cu bou, doamne ferește, adică niște istorie m-au zis care... și pot să vă spun că și în câteva cazuri și m-am implicat, știi? Așa, frumușel, fără Facebook, astea. M-am dus la... I-am tras deoparte pe și cu stacanul și, doamnele slavă Domnului, până zodează, sunt recunoscătoare, știi? Adică s-a rezolvat problema. Iată, la este probleme, noi ne gândim, înțelegi? Că la noi, astăzi, femeile, sărașele, nu sunt apărate, mai ales în sat. Hai că în Chișinău, în Băls, în oraș, când, Doamne ferește, un nebun, un bețiv, ședică mâna la femeie, cheamă vecinii, știi, poliția, așa mai departe. Dar în sate care pe jumătate spustit, îți închipui pe niște trec mai mulți femei astăzi. Și cel mai ciudat lucru, că după analiza mea, după statistică, știi, cel mai mult suferă femeile sărașele care n-au ori tată sau n-au frate. Adică n-are cine să le apără. Că doar aiștia, animăluțele astea de bărbați care ridică mâna la dânsele, ei știu că n-ați fi pedepsiți pentru asta, știi cum? Nici prin lege și nici n-are vă doi frați care îți vii. Că acolo unii, sora are 2-3 frați, ap când vin frații din satul, ori din satul vecinului din Italia și când îi trag o ușugani, aplășeală poate să treacă pofta. Așa că femeile singure sărașe suferă foarte mult. Așa că asta pe mine mă doare. Când în 2021, în campanie, spunem să introducem funcția care la mulți le pare ciudată, brat jene în fiecare comisariat de poliție, în fiecare comisariat raional, să introducem brat jene. Nu toți închipui că ea ca spați unei femeie și spune, băi, ani eu mă bat. Și aici vine brat jene. Numai brat jene trebuie să aibă mai multe pârghii, posibilități. Și? Că sunt oameni care cu părere de rău până noi pun la punct, deși suferă astăzi o femeie, o mamă din cauza la un idiot care oare o băut și limpede, dar sunt care nu beau și nu scutăte acasă, înțelegi? Și femeile astea sărașe, rabdă ușigane, rabdă pum, rabdă șocane și încă în multe cazuri sunt violate, omorâte. Eu mă uit numără la noi, Bonelu, un moșneac de 60 de ani, o violat, o copil de 5 ani. Gheorghe, cu lucrul ăsta trebuie ceva de făcut, că la noi ăsta deja e masiv, ei nu suntem să o fac, ei n-au frică, înțelegi? Ei n-au frică. Da, eu știi cum în viață am avut câteva situații când am fost nevoit, îți spun să mă implic, că, mă rog, mă cunoștea persoana personal, știi? Și, dar dacă am ajuns noi să astăzi să facem justiție, să facem regulă în țară, că femeia săracă să-i spui ori la un vecin, un bludnic, ori fostului soț, zic, băi, nu ridica mâna la mine că îl sunt pe usată. Stimați doamne care ne priviți acum, dacă aveți probleme legate de ceea ce discut acum cu domnul Gonță, dumneavoastră nu vă rușinați, n-așteptați să vă adopte o lege în Parlament, ori dacă n-aveți încredere între cei de pe loc, sau aveți frică, poate să mergeți la poliție, sunați-mă pe mine. Eu n-am să lăs niciun caz de asta la o parte. Numărul meu de telefon, am un număr de telefon care îl știe tot țara, e 0680-84400. Eu rog acei care ne privesc acum de la sediu, scrieți-l, vă rog, în comentarii. 0680-84400. Sunați-ne direct pe acest telefon și... Spuneți-mi despre durerea care o aveți și vă asigur eu că așa care v-a făcut o să aibă durere după.